Nu, n-am timp. Hai. Doamne, femeile, ce ales. Microfonul conectat? Din port bagaj, să n-am uitat să iau telefonul. Bună ziua, este, da? Este. 1, 2. Suntem în eter cu mult vestitul, mult viralul. Vedeta, ai umor? Steaua României. Cerbul de aur a Bucureștiului. Andrei Vorocan. Salut, salut, prieteni, salut, prieteni. Bun găsit, iarăși al Cătălean, facem seminarul de business marketing aici la Chișinău. Noi putem să ajungem într-un cosmos tare depărtat cu această discuție. Vreți să începem interviu? Da, începem interviu deja cu oamenii care contează în video. Mersi mult, mersi mult, vă așteptăm la spectacol. Da? Haideți să vedem ce oameni disperați au ajuns la acest spectacol. În așa o vară în care s-ar fi putut duce în Odessa, sta pe Deribasovski, au ales să vorbească, să vorbească în hol, într-un hol, să plătească și să asculte, scuzați, să asculte acest spectacol de ai umor. Salut, de ce ați venit la ai umor? Am venit că îmi place aici la ai umor. Uh-huh. Ok, ați venit pentru penis vagin. Penis vagin, așa. Ați venit să vedeți cum se pozorește țara, da? Da. Bună ziua! Bună ziua! Ați consumat droguri înainte a veni aici? Nu. De ce ați venit atunci? Să am parte din timp plăcut. Am înțeles. Ați și plătit bani, probabil, da? Ați consumat droguri, ceva? Da, trebuia. Trebuia, sigur, scrie pe afișă. De ce ați venit la ai umor? Că văd că vine lumea, da, să vin și eu. Sunteți fan de lui Andrei Vorocan? Da, cine este? Andrei Vorocan? Fratele lui Andrei Borovin. Cum vă simțiți? Destul de bine. Îmi pare rău, o să vă strece puțin în dispoziție, domnul Andrei. Da. Show despre alegerea anul acesta. Da, de ce ați făcut această alegere greșită? Care greșită? Să veniți în coș. De nu s-o văd că e greșită. Ați plătit și bani? Păi normal. Îmi pare rău. Da. Ați consumat droguri înainte de a veni aici? Nu. De ce? N-am reușit. Da, în cantități foarte mici, ca de exemplu Publica TV. Nu ești fan de lui Andrei Vorocan? Nu. Câștigătorul la umor? Nu. Câștigat Cerbul de Aur în 2003, București? Nu știu. Dumneavoastră ascultați rap? Nu. Andrei Vorocan va cânta rap alături de interpretul Mani. Am avut un fișu povestit să sare cu un proiect de bun. Parcă se făcea că era o casă de nebun. Și-a căput acolo toată țara mini-tiga. Sunt mini-tot, nu ca de obicei. Acest show este despre alegeri. De ce ați făcut alegerea asta greșită de a veni? Ca să continuăm tradiția din țară, să facem alegeri greșite. Ce s-a întâmplat cu lumina, domnul? S-a descărcat? Pentru că Andrei este foarte jadnă la finanțare, așa că intrăm probabil în sală, vorbim cu stand-up-erul pentru care a venit toată lumea, Mani, interpretul de care i-a ajuns bani lui Andrei Vorocan să-l închirieze. Mani, ești gata la 8:10 să intrăm? Da, sigur. Da? Hai să urcăm să vă interviu acum. Foarte scurt, pentru că n-ai ce vorbi cu. Andrei nu a fost inspirat, v-a chemat pe dumneavoastră. Andrei face rap astăzi, da? Da, eu fac rap. Cât te-a chitat Andrei Vorocan ca să apare în acest show? Da, uite, cam atât m-a chitat Andrei Vorocan. Dar eu sunt bun și eu mă împart cu onorariu, cu oamenii. Sport, îmi place să văd oameni care mă salută în stradă, să îți fac o leacă ego. Hei, salut, Emilian, te-am recunoscut, îmi place, ce face? Chestia este, vin în Moldova și mă apuc frustrarea, am așteptări mari. Vreau să mă salut pe lumea în magazin și ne-a luat de bună ziua și spune, sacoșă. Sacoșă și peste cap, ție, mie și sacoșă. Deși în loc de bună ziua trebuie să-i sacoșă. Poate s-o schimbat ceva cât am lipsit, nu știu. Salut, sacoșă. Voi în stradă, tot așa vă saltați, cu leșeau.
Să dacă îți place cineva sau dacă deja te-ai despărțit și ai relație mai rece, sumcă. Sumcă, pacă. În cuvântul opinie, etate energetică acestui grai. Citatul sună felul următor. Opinie și oamenii morți niciodată nu se schimbă. Numai opinie. În rest, toți oamenii se schimbă. What the fuck, Constantin? Ce-ai zis? La magazin este numai pâine și apă, în rest este toate cele. Hai să vedem ce dispoziția oamenii după acest spectacol. Salut! Vorbești? Bună, da. Vorbești, da? Ce impresie ai de la spectacol? A fost foarte amuzant. Am rămas un pic dezamăgit, nu l-am văzut pe domnul filantrop, mă așteptam să vină și dumnealui. În vizită, da? Da. Andrei era la nivel sau? Andrei, da. La nivelul său de... Da, ca de obicei. S-a plăcut vreo glumă? Da, o ții minte? Mai ales despre Tuțu. Și apare politicianul ăsta, el se întoarce și de la mare și pune o poză cu dânsul la mare pe scuter. Hai, măi, serios, nu. Cum așa? Și jos sau sus, în descriere la poză, scrie următorul text. Toate râu... Nu, eu nu știu dacă el așa scrie textul. Cred că așa. Și cineva îl transcrie pe computer, că e greu. Windows 95, loading. Toate râurile se varsă în mare, dar marea niciodată nu este plină. Cum scăpi tu de gustul ăsta amar care rămâne în gură după spectacol? Înțeles. Și unitazul niciodată nu e prea plin. Toți deputații îmi provoacă greață, dar unitazul niciodată nu este plin. Te-ai simțit bine? Foarte bine, ne-am distrat. La acest rap concert. Da. Pauza de stand-up ți-a plăcut? Da, ne-a plăcut tot, în general. Chiar am rămas mult mai plăcut, surprins, decât ne așteptam de fapt. Salut! Vorbești? Da, sigur. Da, vorbești? Și eu, Taman. Ne-am întâlnit. Cum te lupți cu gustul amar care rămâne după așa gen de evenimente? Mult ajută dacă mănânc o banană dulce. Ce poți să-i dorești, Andreea, să privească această... Mult succes în continuare și așteptăm să mai revii din Canada cu noi stand-up-uri și noi emisiuni. Ceva apariție în România? Îi dorești? Sau în România? Sau eu ajuns suferință? În România nu, Andrei, te rog. Vă mulțumesc, chepăraș, de atenție! Vă mulțumesc frumos că v-ați făcut timp să vină în această țară, vă pup, vă cuprind, mă închină fața voastră. Ați muzică! Respectiv, Argei, mai frumos decât orașul, care mai frumos decât cel mai frumos oraș de planetă. Ура! Șlep!